primăria municipiului Roman va aduce la cunoștință, de fapt doar celor care stau pe Facebook, faptul că de astăzi, 6 decembrie, patinoarul Roman a fost dat în folosință. Pentru ceilalți care muncesc și privesc doar jurnalele de știri, vă anunțăm noi. Firma a finalizat într-un sfârșit montarea echipamentelor și instalațiilor pentru a oferi iubitorilor sportului pe patine condiții optime. Deși avem la compartimentul de organizare evenimente și comunicare 6 funcționari plătiți din banii contribuabililor, primăria anunță pe Facebook faptul că romașcanii au, într-un sfârșit, patinoar, după zile întregi de sforțări și kilowați plătiți. Patinoarul și-a deschis porțile din ziua de Sfântul Nicolae, de la orele 18, când accesul e gratuit, un cadou de la moșu. Ca niște copii obraznici, noi l-am certat că a întârziat mult deschiderea. Patinoarul Roman va fi deschis zilnic între orele 11 și 22.30. Firma care a amenajat patinoarul va pune la dispoziția cetățenilor 150 de perechi de patine. Zilnic se vor asigura 6 sesiuni de acces pe patinoar, fiecare cu o durată de 90 de minute, prețul de intrare fiind de 10 lei. Taxa de închiriere a patinelor este de 10 lei. După fiecare sesiune de patinat, timp de o jumătate de oră se vor executa lucrări de curățare a suprafeței de gheață. Administratorul patinoarului a amenajat și un spațiu de unde cetățenii pot să cumpere băuturi calde. Investiția este realizată printr-un parteneriat public-privat, cheltuiala suportată de administrația publică locală fiind cea pentru asigurarea furnizării energiei electrice.